Pompierii organizează în această perioadă mai multe acțiuni de control în locurile unde vor fi amenajate secțiile de votare pentru alegerile locale din 5 iunie. Aceștia anunță că în doar câteva zile de verificări au aplicat 4 avertismente în situațiile în care nu erau respectate normele de securitate în caz de incendiu. În perioada 16 mai-2 iunie, inspectorii de prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Stații de Urgență Giurgiu desfășoară controle de prevenire a incendiilor la locațiile unde vor fi amplasate cele 245 de secții de votare din județul Giurgiu. Până în prezent au fost verificate 191 de secții de votare. Pentru neregulile constatate au fost aplicate un număr de 46 de avertismente. Principalele aspecte avute în atenție de inspectorii de prevenire vizează amplasarea cabinelor de vot fără blocarea căilor de acces și de evacuare, evitarea obstrucționării căilor de acces, marcarea corespunzătoare a căilor de evacuare și menținerea în stare de funcționare a instalațiilor și sistemelor de apărare împotriva incendiilor. Lucrătorii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Giurgiu i-au instruit deja pe primarii din județ în ceea ce privește organizarea secțiilor de votare. În zilele de 1 și 2 iunie va fi instruit și personalul Ministerului Afacerilor Interne.